Whoa. Wow. Și, după cum am promis episodul trecut, ai vreun earwax story? Un ce? Earwax. La un moment dat aveam o problemă de la căști, pentru că gen mi se topea destul de tare și mă trezeam cu earwax pe pernă când mă trezeam, era naș. Și nu știam ce e, de fapt credeam că îmi curge sânge din ureche. What the fuck? De la căști? Da, e de la căști. Îți curge ceara din urechi de la căști. Cu ce logică da, are? Erau earbuds sau ceva? Ce? Nu, erau gen defectiv căști normale. Din alea de... Mihai, trebuie să mergi la un doctor, nu cred că e de la căști. Ba da, pentru că gen încălzea ceara așa. Da, îți făcea... Fuck, care-i cuvântul? Vine să zic candele. Ce? Nu. Candles. Care-i cuvântul română? De ce nu-mi vine? Lumânări. Îți făcea lumânări în urechi? Ce? Nu. Păi îți încălzea ceara? Da, man. Păi... Altfel, n-aveam becul. Trebuia să-mi vină ideile cumva. Au. Some... Tu ai earwax stories? Nu, dar... Jocul ăsta scârbos mi-am amintește ceva. Somebody once told me the world is gonna run. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb with fuck, mereu mă încurc la partea asta, Mihai. Nu mai știu. În afară de somebody once told me with the world is gonna run. With a finger and a thumb in the shape of a nail on her forehead. And they won't stop coming, 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 and they won't stop coming. Mihai, nu vrei să crești cu mine? They won't stop coming. They won't stop coming, and they won't stop coming. Oh, ai văzut videoclipul ăla cu Owl City, cu Fireflies, în care... E doar you would not believe your eyes. Da, you would not believe your eyes. You would not believe your eyes. You would not believe your eyes. De ce ești? Te întrerupe. Și tu, prietenul meu, Mihai. Puțin. Ce? Și tu, prietenul meu, Mihai. Ce cu prietenul tău, Mihai? Nimic. Chiar nu... The best! Well, it was the best. Puh. God, nu! A, nu, credeam că mi-am amintit de o poveste, poveste cu muci, nu, am uitat. Ce mai e scârbos din corp? Ce? Ce mai e scârbos din corp? Știu eu că ai multe povești cu cum stains, dar o să le zicem aici? Nu, și n-am multe povești. Câte sunt la număr? Știi care mai e? Cum se cheamă? Aia din buric. Caca din buric? Da. Tu ai vreo poveste cu asta? Nu, buricul meu e destul de curat. Mereu îl spăl. Tu? Știu că la un moment dat eram mult, l-am scos și a fost puțin fun. Ce ai scos de acolo? Sos de nachos?
Da, niște nachos. Era și niște... L-ai și mâncat să nu faci risipă? Da, exact. Au. Oh, poți doar să merg pe asta. Oh, nu trebuie să sari. Ok. Oh, da. Animația e destul de smooth pentru un joc vechi. Sincer. Pentru jocul ăsta. Nu, nu pe am încredere într-un joc care se numește Boogerman. E un unknown classic. Un unknown ce? Classic. Oh, da. Oh, uite, poți să iau... Nu știu dacă ai observat, dar în șosete are găuri. Da, am observat. Stai, are și, în, și pe brațe? Ah, da, da, la coate. Coate. Da, de fapt, el e un tip homeless. Sau doar e foarte scârbos. Oh, mai știi episodul ăla din Powerpuff Girls cu tipul care avea cu gândaci de bucătărie? Oh, nu, dar mi-aminteam de tipul ăla pe care toată lumea îl considera scârbos. Chiar era scârbos. Da, dar nu mai știu ce făcea, mânca lipici sau? Da, mânca lipici și mult. Țin minte că la sfârșit... Urmărea lumea cu mucii. Țin minte că la sfârșit fetițele Powerpuff au început să-l pupe și să zică tuturor că nu e așa scârbos cum cred toți, ceva de gen. Parcă așa se terminase episodul. Și despre ce vorbesc? Nu, adică știu episodul, dar nu mi-aduc aminte. Știu doar că eram la grădiniță când am văzut episodul ăla sau ceva de gen. Da, nu, eram la grădiniță. Și era o tipă care mă plăcea și eu i-am zis că nu, că nu vreau. Și după aia am văzut episodul cu tipul ăla care încerca să sărute lumea sau ceva. A, asta încerca să facă, acum țin minte, încerca să sărute lumea și avea multă salivă. Da, da, și era scârbos. Da. Și după aia am fost și eu ceva gen, pare destul de interesant, aș vrea și eu să încerc asta. Și ai încercat asta? M-am dus la tipa aia care îi plăcea, care îi plăcea de mine și am fost ceva gen, hai să ne sătrutăm. Și a fost nu, că ai scârbos. Ai scos și balega din gură? Când... Ce? Ai scos și balega din gura? Stai, balega e căcat de vacă, nu? Da. Cu ce cuvânt fac confuzie? A? Cu ce cuvânt fac confuzie? Bale. Ai scos bale. Oh my god. Ai scos balega din gura. Holy shit. Vreau să zic că ai scos balele din gură. Ai scos balele din gură când s-o săruți, pentru că probabil aici ai greșit că n-ai scos balele. Oh my god. Ai scos. Nu, pentru că m-a refuzat. Și după aia am văzut-o cu un alt coleg și am fost la... Oh my god! Oh my god! Ai scos balega din gură! Credeam că vei să mă insulți! Oh my god! Nu pot să cred! Holy shit! Iar mi s-a deconectat controllerul. Pentru că l-am ținut prea mult timp în pizza. Cred că s-a auzit în înregistrare. Nu știu. Cel mai probabil. Ți înregistrează toate sunetele sau? Da. Altfel n-am cum să te înregistrez și pe tine. Ce? Altfel n-am cum să te înregistrez și pe tine. Noi încă n-am trecut de nivelul 3. Da.
Mă întreb oare din unde a ajuns când avea... Probabil tot joc, e un master. Sigur a făcut completionist route 100% la Boogerman. By the way, știu cum să terminăm jocul. Știu un cod secret. Ce? Știu un cod secret cum să terminăm Boogerman. Pune pauză, pune pauză. Ok. Ok. Și acum, repezi după mine, în episodul următor. În episodul următor? Nu Boogerman. Orice, dar nu Boogerman.